Bucureștenii se vor putea relaxa și răcori lângă fântâni spectaculoase, cum sunt cele din marile orașe ale lumii. Abia la toamnă însă, numai puțin de 17 astfel de oaze vor fi reabilitate în următoarele luni, promit autoritățile, care vor cheltui 7 milioane de lei pentru acest program. La sfârșit, fântânile vor oferi adevărate show-uri de muzică și lumini. Fântâni arteziene care par să danseze în ritmul muzicii învăluite în lumină. Este imaginea care atrage în Las Vegas milioane de turiști. Astfel de oaze promit autoritățile noastre să aducă și în centrul capitalei. Lucrările au început deja. Cândva mândria lui Ceaușescu, fântânile de aici din Piața Unirii au devenit în ultimii ani adevărate ruine cu marmură înnegrită, copaci crescuți la voia întâmplării și mormane de gunoaie. Ele vor fi oprite toată vara pentru a le permite lucrătorilor să le transforme în instalații moderne capabile să ofere show-uri de apă, muzică și lumini. Fântânile nu au mai fost reabilitate de mai bine de 22 de ani. Vor fi de nerecunoscut la toamnă, când pe apă vor fi create inclusiv show-uri de foc. Pentru a sincroniza muzica, lumina și apa într-un dans perfect, va fi nevoie de o muncă titanică și de sacrificii. Toată vara, alimentarea cu apă va fi întreruptă, iar traficul va fi restricționat temporar pe prima bandă. Vom lucra mai mult noaptea și vom încerca să stânjenim cât mai puțin traficul. Am studiat tot ce înseamnă partea de Las Vegas, Dubai, Barcelona. Vom crea niște pasaje, vor fi realizate din pereți de sticlă, pentru că vrem să îmbinăm partea de securitate și cu partea de artistică. Reamenajarea fântânilor arteziene va costa 7 milioane de euro, bani plătiți din bugetul companiei de alimentare cu apă din capitală. Eu zic că trebuie reabilitat cam tot ceea ce e pentru entertainment, pentru imagine. Având și Piața Constituției aproape, concerte, atrage lume, vor fi și fântânile un punct de atracție. Trebuie să se renoveze, că până la urmă nu poți să stai o vecie cu niște dărâmături. Depinde cum o renovează. Până vom afla răspunsul, putem găsi inspirație în deșert. Cel mai alt sistem de fântâni sincronizate din întreaga lume, proiectat până la 100 de mii de litri de apă, la o înălțime de 150 de metri. Așa se face că turiștii vin aici în fiecare zi să admire spectacolul apei care dansează pe ritmurile muzicii. Fântânile arteziene din București ar trebui să fie inaugurate pe 1 septembrie, când 15 melodii vor da viață apei luminatei.